Liceul de Coreografie București, am avut contact cu opera încă de mic, aici ne antrenam. Ne întorceam după amiaza la operă, unde făceam orele de repertoriu, învățând și repertând variații și pas-de-deux-uri, iar seara stăteam să văd spectacolele. Imediat după terminarea liceului am fost angajat la operește atunci, trecând prin perioade încărcate de emoție, de durere, prin perioade frumoase și pline de bucurie, drumul carierei mele s-a îndreptat mereu și a fost alături de operă. Pot spune, opera e o a doua casă, locul unde mă încarc cu energie și cu emoție pentru a aduce publicul în povestea fantastică a baletului. Aș putea să zic că baletul m-a ales pe mine. Idealul meu era să devin cel mai mare pianist din România. Doar că participând la cursurile unui club de copii, profesoarea de atunci m-a îndrumat către balet pentru a-mi dezvolta ritmicitatea și urechea muzicală. Iar după a treia oră de balet, am renunțat la pian și am mers numai la balet. Cel mai îndrăgit titlu pentru mine este Giselle. Pentru că Prințul Albert este, după părerea mea, cel mai matur și cel mai uman dintre toți. Și are, pe parcursul spectacolului, trecem printr-o paradă de emoții, de la prințul care coboară foarte fericit, având tot ce-i trebuie, de la castel jos în sat și se îndrăgostește, până când ajunge în actul 2, în cimitir. Și avem o paradă de emoții. Romeo, pentru cu curajul tânărului, Romeo, și cred că pentru liricitatea lui. Conrad fiind un personaj, nu prea găsim pirați în lumea noastră și atunci prefer ceva natural, îl prefer pe Romeo, da. Tchaikovsky, pentru că este romantic, este, părerea mea, mai ușor de ascultat, mai liric, mai plăcut pentru auz. Emoție, energie și durere / plăcere. Cred că era primul meu an de teatru și dansam Păpușa Soldat din Spărgătorul de Nuci, iar intrând pe scenă, repetându-mi în culise coreografia încă o dată și încă o dată și încă o dată, să fiu sigur că n-o voi uita, am intrat pe scenă, iar de la începutul variației am uitat tot ce aveam de făcut. Și a fost un minut care pentru mine a durat o veșnicie, încercându-mi să-mi amintesc ce am de făcut, încercând să fac ceva, că nu puteam sta ca o statuie. N-am, mi se pare foarte amuzant. Foarte amuzant cât de mult se dilată timpul în momentul în care ești într-un stres continuu. Mi-este dor de orele dinaintea spectacolului, de emoțiile, de timpul petrecut la machiaj, la peruchierie, de tot procesul transformării personajului. Mi-este dor de scenă și de întâlnirile cu publicul, de aplauze și de spectacole. Mi-este dor să dansez, mi-este dor de operă.